Dar ele au fost aici deasă tare. Noi le-am rupt încă, zic că 50% nu, era jele, dar trebuie la 50% și le rungi jos de când ți ele așa, nu chiar mașcațele încă. Dar de ce trebuie de rupt? Ele se fac poamă, struc se fac. Și între dânsele ele, chiar că cum am e ploiță, ele se strică una de la alta. Dar așa noi le rupem și aruncăm chiar în partea asta, aici să ne uităm mai sus, legați mai deas ele, sunt mai mitele, mai mărânțele. Aici o lecție că le-am rupt mai ușude, mai mărți le-am mai dat cu tractorul jos. Și ele nu rup crângele în primul rând și se fac mai mașcațele. Se iau tot și mai dulci chiar. Faceți cunoștință cu Serghei Toderașcu din satul Chircăiești, raionul Căușeni. Acum 3 ani, bărbatul a decis să le demonstreze copiilor plecați peste hotare că și în Moldova se pot face bani, iar cea mai valoroasă resursă este pământul. Și a cumpărat câteva sute de puieți de cai și a plantat 6 rânduri de levadă. După 3 ani de îngrijire, caișii lui Nea Sergiu atrag toate privirile. Să le dovedesc la copii că eu vrut să Iisus după a învățat genușor și a plecat pe graniță. Și să le dovedesc că se poate făcut și așa o rublă. Și când colo avem produs, nu avem unde realiza. Nu nici atât, ca peste toată lumea, nu mă jalui. Că din trânsa ies un masamac super. Dăm bătaie, aia că m-a plouat genușor, mulțumim, domnule. Și am să faci mă lecții de orne și burianu și... Secretul constă în culoare și aromă, susține Serghei Toderașcu, care afirmă că a fost sfătuit de ființă să aleagă acest soi foarte popular în Ucraina și să experimenteze. Robusta. Că e italian, că e francez, ceva între acestea, europeschi, până la 9 grade n-al dovedește zero, pitanț. Niște ucraineni, acolo spun pe internet, au fost 2 săptămâni în prejurul minus 9 și au avut roadă numai copaci și rubista. Are o livadă de mai mult feluri acolo. Și au ieșit de meu Ghenadi. Zice, nu e undeva să riscuim. Dar eu zic, cu caiesele astea, zic că e cam strâmbă, cum zice rusul. El dă ca să fie treabă. Și hai, zic. Este rezistent la îngheț și foarte rodnic, spune fermierul, care susține că în primii ani a avut grijă ca puieții să fie bine îngrijiți și să primească suficientă apă și nutrienți și să fie protejați de dăunători. În regiune rar vei mai găsi o asemenea livadă. Îi dăm toamna pentru zimnia jocă să nu îi pornească 2 ori pe primăvară cu var. Îi strochim 2-3 ori tot pe uscat, muniluoza ne... Ne muncește ea că pe 3 ore am tăiat, de-am și iar apare că e strașnică boală. Dar pe cum apare floare, de-am până la floare, mai strochim, dar după floare necă. Absolut. Că nu avem nevoia că e sănătoși, frumoși, cu dealau. Cred că le-am mai dat înainte de asta, am făcut cu tractorul, le-am adus și am mai plouat ghinșor și cam le-i mulți lor. Tot trebuie să depui muncă, în primul rând. Dar aici, sort, ne pare că e tare bun pentru noi. E foarte. Cum ne atingă cum îl zice lor, înghețul ies de primăvară și el rabdă la așa ceva. Apoi e foarte bun. Caișii din Chircăiești ajung pe piețele din Căușeni, unde sunt foarte solicitați. Fructele roșii, ca nectarinele, atrag toate privirile. Este ceva, adică fenomenal. Eu aș spune că mai nici la universitățile de agricole și la o cineva așa le vezi, nu mai sunt ca cum la dumnealor. În primul rând, într-a doilea rând, este un sort nou, un soi nou de caise care... Încă eu nu le-am văzut, să vă spun sincer, prima dată, chiar și acum aș le gust, e ceva bun și e ceva de nedispus. Adică, păcat că nu avem piața desfacere și nu este așa mare, nu-i larg, producție este o grămadă, dar oamenii sarmanii schiunui și tot asta o duc la piață și știți cum e piața la noi în ziua de azi, e foarte slabă. Și atât pot să vă mai spun și îndeosebi, primul cât îți faci, dacă este dorința și este plăcerea ca să facă oamenii, au făcut-o și noastră, o vedeți, în realitate și există. Anul ăsta, mulțumit al Dumnezeu, vreau să vă spun că e un an mai rar așa ani, ca să fie bogați, adică am avut ploile de toamnă, ninsorile de iarnă, acum ploile de primăvară, e bun. Udeală, păcat vorbit, este. La pământ, udeala e bună, așa că nu spunem că unica și piața. Piața asta e tot
tot boala care este și există în ziua de azi, că productivitatea e înaltă, dar tot se duce numai pe piață. Aici ar trebui să fie realizări și mai puternice. Soția lui Serghei Toderașcu afirmă că acești caiși sunt foarte buni pentru tot felul de dulceață și compoturi. Facem și măgiunul fac că îl dau pe cu mixerul și, de exemplu, 10 kg de smes de asta, apun 3 kg de apă, că el așa se arde. Și pui, eu nu fac dulce tare, că la noi nu așa. Pui, de exemplu, la 10 kg, 2 kg de zahăr. Și șerci 15 minute și se catvai și valești ghine și se. Pun în bancă toate fructele astea, și torn un stacan de zahăr și torn apă o păreală, se catvai și acoperesc ghine și... Și primești campo de abricoasă. Livada familiei Toderașcu din Chircăieș se întinde pe o suprafață de 1,5 hectare.